Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Percheziții în dosarul unui jaf de proporții comis de poștaș. Incendiu devastator, clădirea capelei catolice s-a făcut scurum. Alertă de urs în mănăstirea Cașin și Târgu Ocna. Urșii se apropie de gospodării. La Biserica Sfinții Petru și Paul din Onaieș, câteva sute de credincioși catolici au sărbătorit învierea Domnului în cadrul liturgiei de Paște. Numărul participanților a fost mai mare decât în anii precedenți din cauza ridicării restricțiilor de COVID-19, iar atmosfera a fost una plină de speranță și de bucurie. Credincioșii s-au bucurat de momentele de rugăciune și comuniune. Preotul parohiei a transmis un mesaj de speranță și încurajare credincioșilor prezenți, subliniind importanța solidarității în vremuri dificile. În final, credincioșii au primit binecuvântarea preotului și s-au îndreptat spre casele lor pentru a petrece sărbătorile alături de familiile lor. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ar trebui, iubiți credincioși, în această noapte să nu încetăm să spunem și să vestim acest adevăr. Noi cei de aici, dar și de pe rotocolul întregului pământ, că în această noapte preasfântă, peste un miliard de credincioși catolici se adună în bisericile lor, lângă mormântul celui pe care l-au urmat în săptămâna mare, pentru a mărturisi același adevăr, pentru care noi tânșim și trăim, pentru care ne naștem și murim, pe care îl sărbătorim de fiecare an cu adâncă credință și cu un entuziasm nou. Acesta este adevărul pentru care noi murim. Acesta este adevărul pentru care noi mărturisim. Acesta este adevărul existenței noastre pământești, fără de care nu am avea niciun sens. Percheziții în dosarul unui jaf de proporții comis de poștaș. Sute de persoane păcălite. Polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar penal cu privire la înșelăciunea beneficiarilor de pensii, alocații și ajutoare sociale. Oamenii legii au pus în aplicare mandatele de percheziție la data de 6 aprilie pe raza comunei Valea Seacă. În urma perchezițiilor realizate, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă materiale, iar măsura sechestrului asigurator a fost instituită asupra sumelor de 11.760 de euro, 160.117 de lei și 80 de lire sterline. Aceste sume de bani ar fi fost reținute fără drept din drepturile cuvenite beneficiarilor prin neînmânarea cupoanelor aferente pentru a nu se observa diferența de bani. Cei doi factori poștali implicați în această infracțiune sunt un bărbat de 58 de ani și o femeie de 48 de ani, care în perioada 2020-2023 ar fi procedat la înșelarea beneficiarilor de pensii de stat, alocații de stat, alocații suplimentare de stat și ajutoare sociale. Mai mult decât atât, aceștia ar fi reținut fără drept mai multe carduri sociale și le-ar fi folosit în interes propriu pentru achiziționarea de alimente. Este important de menționat că activitățile au beneficiat de sprijinul Brigăzii Operațiuni Speciale Bacău, ceea ce a contribuit la succesul acestei operațiuni. În prezent, cei doi factori poștali se află sub cercetarea polițiștilor de investigații criminale, iar procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău supraveghează cazul. În funcție de rezultatele cercetărilor, cei doi ar putea fi acuzați de înșelăciune, reținerea fără drept de sume de bani și folosirea fără drept a cardurilor sociale. Incendiu devastator, clădirea capelei catolice s-a făcut scrum. Sâmbătă 8 aprilie, pompierii băcăoani au fost solicitați să intervină în localitatea Căiuți, în urma unui apel primit pe 112, care anunța producerea unui incendiu ce se manifesta la capela bisericii catolice. La locul indicat s-au deplasat de urgență trei autospeciale
de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o ambulanță SMUR, încadrate cu 18 pompieri militari. În scurt timp, la locul solicitării s-a deplasat și locțiitorul detașamentului de pompieri Onești cu auto specială de primă intervenție și comandă. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați cu destinația casă mortuară și clopotniță. Din cercetările efectuate la fața locului, se pare că cauza probabilă de producere a incendiului este scurtcircuitul electric. Alertă de urs în mănăstirea Cașin și Târgu Ohna. Urșii se apropie de gospodării. Prezența urșilor în apropierea locuințelor reprezintă o problemă serioasă pentru comunitățile rurale din România. Chiar dacă aceste animale sunt protejate de lege, există situații în care aceștia pot deveni periculoși și pot pune în pericol viața oamenilor și animalelor domestice. Redacția noastră a fost alertată de către locuitorii din mănăstirea Cașin, județul Bacău, în legătură cu prezența urșilor în zona caselor. Aceștia au trimis o serie de fotografii care arată urmele unui urs care a vizitat gospodăriile din zona Prundului Mărășteanu în noaptea de 6 spre 7 aprilie, dar și 7 spre 8 aprilie din mănăstirea Cașin. Potrivit informațiilor furnizate de locuitori, cele patru familii din zonă se confruntă cu o problemă gravă, deoarece urșii sunt tot mai îndrăzneți și aproape că intră în curțile oamenilor. În astfel de situații, oamenii sunt nevoiți să-și protejeze animalele domestice și să fie foarte atenți atunci când se deplasează în afara caselor. Este important de menționat faptul că prezența urșilor în zona locuințelor nu este o situație neobișnuită în această zonă. În ultimii ani au fost înregistrate mai multe astfel de incidente, iar autoritățile locale și județene au fost nevoite să ia măsuri pentru a preveni astfel de situații. Din păcate, însă, aceste măsuri nu sunt întotdeauna eficiente, iar oamenii rămân expuși riscului de a fi atacați de animalele sălbatice. De aceea este important ca autoritățile să ia în considerare această problemă și să găsească soluții pentru a proteja atât oamenii cât și animalele sălbatice. Pe traseul spre mănăstirea Măgura au fost semnalate urme de urs de mari dimensiuni. Pe adresa redacției au ajuns o serie de informații, dar și fotografii care arată semnele prezenței unui urs de mari dimensiuni pe traseul care duce spre mănăstirea Măgura. Aceste semne includ urme proaspete și alte indicii, au stârnit interesul, dar și îngrijorarea publicului din zonă. Percheziții în Sascut într-un dosar de tăinuire și trafic de motoare sustrase din Suedia. Pe 5 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacău au efectuat 5 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de tăinuire în colaborare cu cei ai Serviciului de Ordine Publică și criminaliști. Au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă într-un dosar penal ce a fost instrumentat sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Onești. În perioada 12-13 martie, trei bărbați cu vârste între 38 și 51 de ani ar fi tăinuit traficarea mai multor motoare provenite de la embarcațiuni sustrase de pe teritoriul Suediei. Valoarea acestora depășea suma de 20.000 de euro. Bănuiții au fost conduși la sediul IPJ Bacău pentru audieri, iar activitățile au fost realizate prin cooperare cu Poliția Internațională. Mandatele de percheziție domiciliară au fost executate cu sprijinul jandarmilor din cadrul grupării de jandarm mobilă Bacău. Cercetările sunt în desfășurare pentru probarea întregii activități infracționale și aducerea în fața justiției a celor implicați în acest caz. Paula Seling aduce atmosfera divină în Onești cu un concert unic de pricesne de Paște. Cu ocazia sărbătoririi Paștelui, îndrăgita artistă Paula Seling va susține un concert de pricesne la Cinema Capitol din Onești pe 18 aprilie, începând cu ora 18. Biletele pentru acest eveniment sunt deja puse în vânzare și pot fi achiziționate direct de la Cinema Capitol. Concertul de Paște, susținut de Paula Seling, promite să fie un moment deosebit pentru toți cei ce vor să se bucure de muzica tradițională românească și să se roage pentru pace și armonie în această perioadă specială a anului. Artista va interpreta pricesne cunoscute precum și piese noi într-un stil unic, ce îmbină modernitatea cu tradiția. Cinema Capitol din Onești este pregătit să primească publicul într-un cadru intim și plăcut, unde se pot bucura de un sunet de calitate și de o atmosferă specială de sărbătoare. Locurile sunt limitate, așadar nu pierdeți ocazia de a vă asigura un loc la acest concert deosebit. Dacă sunteți în căutarea unei activități deosebite de Paște, vă recomandăm să vă achiziționați bilete pentru concertul de pricesne susținut de Paula Seling la Cinema Capitol din Onești.
Deținuții politici din Onești și împrejurim, o istorie dureroasă a muncii forțate și supraviețuirii. Joi 6 aprilie, filiala Cosânzeana a Bibliotecii Radu Roseti din Onești a găzduit un eveniment special. Este vorba de lansarea cărții Deținuții politici din Onești și împrejurim, scrise de Gheorghe Bogza. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a 70 de ani de la înființarea coloniilor de muncă forțată de la Onești. Cartea scrisă de Gheorghe Bogza este cercetare atentă a istoriei coloniilor de muncă forțată de la Onești, care au fost înființate în anul 1953, în timpul regimului comunist. Aceste colonii au fost destinate în principal deținuților politici și au fost utilizate ca mijloc de reeducare și reabilitare. În cartea sa, autorul explorează istoria acestor colonii și prezintă povestea deținuților politici care au fost forțați să lucreze în condiții inumane. Acești deținuți au fost adesea supuși unor abuzuri și tratamente inumane de către gardieni și supraveghetori. Cartea prezintă de asemenea rolul important pe care l-au jucat aceste colonii în economia românească și în dezvoltarea orașului Gheorghe Gheorghiu Dej, actualul oraș Onești. La evenimentul de lansare a cărții au participat numeroși profesori pasionați de istorie, precum și urmașii ai celor care și-au găsit sfârșitul în coloniile de reeducare de la Onești. Discursul de deschidere a fost susținut de Mihaela Grigoraș, reprezentant al Muzeului de Istorie de la Onești, care a subliniat importanța păstrării și promovării istoriei locale. Detalii în minutele următoare. Sunt în fața unui public care a trecut prin un ciur foarte des al celebrității, dar n-am venit de la început din vari motive. Să știți că după valea aceasta pe valea aceasta este și o vârșie a șefului siguranței statului, Eugen Cristescu, care prin rubedeniile care le-a lăsat aici, a lăsat intelectuali, bineînțeles, care au trăit vremurile acelea când se încarcerau în locurile pe care s-a expus că se numeau colonie, celule și etc. Au fost foarte mulți încarcerați. Și unii dintre ei au supraviețuit pentru că datorită pregătirii intelectuale au știut să se erigeze, să se intre în planul celor îndoctrinați ca să lămurească mulțimea și printre aceștia se numără foarte mulți preoți, învățători, gospodari, care unii dintre ei au fost înregimentați în mișcarea națională, legionară, în mișcarea cuzistă, dar aici, pe Valea Trotușului, cuziștii au fost mai puțini. Dar toți au trăit sub o umbrelă foarte bine mascată. Unii au venit chiar din perioada când au fost arestați studenții în București, pe vremea regelui Mihai, care și-au dus și viața în colonia Borzești. Iar noi ăștia care suntem acum mai... Am trecut și am făcut activitate în perioada comunistă, n-am avut curajul să spunem, domne, noi suntem cu tare. Am stat așa, mascați, acoperiți. Acoperiți chiar de părinții noștri care nu au avut curajul să ne spună, bă, uite, unchiul meu, Eugen, a stat la masă cu reprezentanții Führerului. Unchiul meu, celălalt, a stat la masă cu celălalt. Deci, n-au avut curajul să se declare, să ne spună. Noi, îmi pare foarte rău că n-am avut cunoștință, doar din literatura aceea stearpă care îl pune grea chiar cartea lui Eugen Cristescu, care vorbește despre el, dar vorbește foarte alambicat și îl prezintă așa cum îl prezintă el. Însă, cei care
mai moștenesc puțin din originea lor, din originea lui Eugen Cristescu, își dau seama că domnul Trompătă, scuzați să ne fie, dar nu prea în cartea Eugen Cristescu, nu spune chiar lucrurilor pe nume, pentru că el are o fundație alta decât a avut-o Eugen Cristescu. Și ca atare nu și-a permis. E scuzabil, zicem. Dar să știți că lucrurile sunt foarte și foarte bine când am auzit, pentru că n-am fost de la început, când am auzit că o serie întreagă de preoți au primit o indicație, să spunem așa, iar nu sună bine cu indicațiile astea, dar au primit o recomandare să inventarieze pe toți cei care mai supraviețuiesc sau cei care sunt proveniți din cei care au trecut prin colonia de la Bozești. Pentru că dacă stăm și ne uităm bine, cei construit pe ruină, de ruină are parte. Bozești, că a fost el de triumfător în perioada Caierului, în perioada exportului acesta megalomanic și fără ca să țină seama de ce sacrificii incubă toate produsele care s-au fabricat în platforma Borzești, ce sacrificii umane în urma lor, făimoase sunt frumoase, am dat sod, am dat clor, am dat de toate, am dat în export, dar cât suferă în spatele acestor produse care au ieșit după platforma Borzeștilor, nu mai vorbesc de nimeni, nu s-a vorbit. E bine, s-au vândut, s-au făcut, iar când era Congresul al 14-lea, a spus, domne, gata, am terminat cu datoriile, le-am plătit, dar nu s-a inventariat cei care reclamau că sufereau de pâine. Pentru că aminte, în decembrie 89, eram pe Poituz, la magazinul acela, în scap și numele, când un cetățean undeva a vrut o jumătate de pâine și a cerut cartela vânzătoare, că era instaurată cartelarea în decembrie 89, dacă vă aduceți aminte, și a zis, dacă nu aveți cartela, iar eu care am avut cartelă, mie mi s-a oferit încă o jumătate de pâine în plus. Că s-a uitat la mine și a spus, domne, dacă aveți cartelă, înseamnă că n-ați luat-o într-o zi. Așa că foarte multă tristețe este pe umerii celor care moștenesc încă amintirea aceasta tragică, care a împrentat-o și a altoit-o pe sufletele noastre. Aveți, spuneți câteva nume de ținuți politici, dacă știți, că de vreme ce ați... Trebuie să vă amintiți vreo două, trei. Vecinii noastre, care a citit prin cărți, care... Haideți să în primul rând, socrul meu, care era preot, și a fost Bodea Costel Samui și a fost coleg cu părintele paroh de la Sfântul Nicolae de Onești și coleg de facultate de teologie cu feciorul părintelui. Nu scapă numele. Gândiceanu, vă referiți? Nu, înainte. Mai Ursache. Ursache? Nu. O dată, ca cu părintele, Ursache. Îl știți foarte bine, dar probabil că aveți un lapsus în dumneavoastră. Și au fost colegi de... Neștiința de lapsus, am o carență. Și socrul meu n-a avut curajul și a avut frică să ne spună, domne, vedeți că eu sunt nepotul, că era nepotul lui Eugen Cristescu. Bunica, adică străbunica mea, era sora lui Eugen Cristescu, care au trăit pe Valea Trotușului, au avut casă în Târgu Ocna, iar... Trecută în carte. Coralia.
Codalia, Codalia... Este ca personalitate controversată cu părțelui bune și rele, bineînțeles? Da, da. Nu știu, eu nu m-am pregătit în domeniul acesta și nu știam și îmi cer scuze pentru că îmi place să vorbesc, dar ca să fiu și mai concret, ar fi trebuit să mă pregătesc mult înainte. Însă, el n-a avut curajul. Și din cauza aceasta noi suntem într-un lapsus, într-un gol. Pentru că taică-mea n-a avut curajul să-mi spună nimic despre perioada înainte de război. I-a spus, bă, asta a fost. Punct. Socrul meu, nici atâta, mai ales socrul meu că a trăit în Dămănești, în centrul acela muncitoresc, când toți cei care au fost botezați în creștinism, bisericii din Lacoș, au devenit puternici stâlpi ai securității, ai Partidului Comunist, Ardeleanu și ceilalți, ceilalți, ceilalți. El era obligat să le cânte. Și nu că nu mai le cânta din gură, dar chiar din instrument, pentru că pe lângă teologia, mai făcut și vreo 3 ani de conservator la Cernos și îi încânta. Ster, care a fost director la Carbonifer la Dărmănești. Era un om de-al parohiei lui, dar era pe un alt scaun. El era pe scaunul Popei, iar Ster era pe scaunul tovarășului director al întreprinderii minierii Comănești, care avea în subordine și Salina Târgu Ocna. Și vă dați seama că era un complex. Iar socrul meu n-a avut curajul nici pe unica lui fiică să o educe, să-i spună istoria. N-a avut. A spus, bă, taci. Iar eu când mi-aduc aminte de liceu, am trecut așa, când mi s-a spus la Costache Negruțuneași, bă, voi nu mai sunteți elevii noștri, liceului nostru. Vă trebuie să spuneți statului vostru să vină să vă ia. Și ca să terminăm, liceul ne-a dus la Pascal, centrul muncitoresc, care nu prea era în vizorul securității, nu era ca Costache Negruții de la Iași. Și atunci am terminat liceul. Când am ajuns la facultate, pentru categoria respectivă a progeniturilor celor la care au trecut prin filtrul securității, era chimie industrială, facultatea de construcții, iar când s-a colectivizat țara, agricultura avea nevoie de cadre. Bagă-i acolo facultăți care scoteau oameni foarte buni, dar care nu erau pus pe balanța, omul este cel mai prețios capital. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 11 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, soarele ne va zâmbi pe alocuri, mercurul în termometre urcă până la valori de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Miercuri 12 aprilie, cerul se menține înnorat, izolat, dimineața se vor înregistra chiar ploi ușoare, mercurul în termometre ajunge până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.